Conducerea liceului Mihai Eminescu spune că ploaia a afectat mobilierul, pereții, tavanul și podeaua. Și asta pentru că acoperișul școlii, care se află în reparație, a fost învelit provizoriu doar cu o peliculă. O să dăm în judecată și o să vedem ce rezultate o să fie. Conform unor legi de construcție, ei trebuie să asigure în totalitate. Au acoperit ceva cu niște peliculă, dar nu au asigurat 100%. De suferit au avut și carnetele medicale ale copiilor. Acum medicul școlii spune că va fi nevoit să adune din nou informații despre starea de sănătate a elevilor. Curse apa în nenumărate locuri și mai tare pe mesele unde era documentația. Scrisul acela e neclar acum. Umiditatea asta nu o să se absorbă atât de repede, o să fie foarte dăunător la sănătate. Din reparația cosmetică făcută deja nu s-a ales nimic, iar femeile de serviciu vor trebui să muncească repetat pentru a aduce în ordine încăperile inundate. Am vopsit podelele, am dat cu tot ce-o trebuit, știi, stecălile, dar mâine s-a întâmplat cu plouat. Ne-a dat și în vajul tău, scoatem la capăt până a venit elevii, fie cabinetele făcute. Reprezentanții liceului așteaptă ca problema să fie rezolvată până la începutul anului de studii, astfel încât să nu fie nevoit să închidă liceul. Contactat de TV8, directorul firmei de construcție a declarat că suprafața a rămas neprotejată pentru că nu putea fi acoperită în totalitate. Ceva ce este făcut care cu betonul care este acoperit, dar ce este acoperit șarpan, este moale. Deci nu putem să-l acoperim tot. Chiar dacă l-am acoperit, ar putea să depindre pelicul. Dar cum putem să plătim despăgubirile atunci când nu depinde de noi asta? Conducerea intenționează să dea în judecată compania de construcție, mai ales că li se întâmplă să le fie inundat liceul pentru a treia oară în această vară.